Давайте звоню. Legea achizițiilor publice, acum pe care o modificăm. Stiți reprezentanții mass media locală. În urmă cu o lună am asistat împreună la semnarea primelor două contracte de lucrări din România, finanțat în cadrul programului operațional Infrastructură Mare pentru extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Vrabia. Iată că astăzi suntem în fața semnării celor de-al treilea contract de lucrări din cadrul Vrancea Apa, etapa a doua, respectiv sistemul zonal de alimentare cu apă Dobești și lucrări de sisteme de alimentare cu apă în Adjud, Panciu, Mărășești, Comocea, Gugești, Bolotești, Tâmboiești, Ruginești, Dumbrăveni, Jareștea și Străoane, județul Vrancea. Populația deservită de aceste lucrări este de circa 92.000 de locuitori din 19 localități. Adjud, Panciu, Dobești, Mărășești, Cârligele, Cotești, Broșteni, Vârteșcoiu, Urechești, Popești, Bordești, Comocea, Gugești, Bolotești, Tâmboiești, Ruginești, Dumbrăveni, Jareștea și Străoane. Valoarea totală a lucrărilor din cadrul acestui contract este de 93,5 milioane de lei noi, adică RON, echivalentul a 20 de milioane de euro, din care 79 de milioane de lei din fonduri de la Uniunea Europeană, 12 milioane de lei din fonduri de la bugetul de stat, 1,8 milioane de lei din fonduri de la bugetele locale ale Consiliului Județean Vrancea și ale unităților administrativ-teritoriale. Vor fi realizate mai multe lucrări, respectiv va fi înființată aducțiunea zonală Odobești, Gura Caliții, pentru asigurarea continuității în furnizarea alimentării cu apă, precum și asigurarea cu apă ce respectă parametrii de calitate pentru localități din sud-vestul județului, din comunele Broșteni, Vârteșcoiu, Cârligele, Cotești, Urechești, Popești și Bordești. La sistemul de alimentare cu apă Dobești va fi reabilitat rezervorul de magazinare existent și va fi extinsă capacitatea stației de clorare Dobești. La sistemul de alimentare cu apă Adjud va fi construită o stație de tratare a apei, vor fi realizate rezervoarele de magazinare și va fi edificată o stație de pompare de apă uzată. La sistemul de alimentare cu apă Panciu vor fi extinse cu 800 de metri conductele de aducțiune aferente gospodării de apă Chetroaia și gospodăriei de apă Chicera. Va fi construit un rezervor de magazinare de 700 de metri cubi cu grup de pompare și o pasărelă pietonală pentru accesul personal. La sistemul cu alimentare de apă Mărășești vor fi construite două rezervoare de magazinare, o conductă de aducțiune, o stație de clorare, o stație de pompare a apei și va fi extinsă rețeaua de distribuție. Lucrări vor fi efectuate și la sistemele de alimentare cu apă Bordești, Cârligele, Cotești, Urechești, Popești, Vârteșcoiu, Comocea, Bolotești, Tâmboiești, Gugești, care vor cuprinde, printre altele, extinderea fronturilor de captare, extinderea conductelor de aducțiune, construcția sau reabilitarea stațiilor de clorare și a stațiilor de pompare, reabilitarea și înființarea de noi foraje, construcția de rezervoare de magazinare. Vor fi realizate lucrări și la sisteme de alimentare cu apă aparținând Consiliului Județean Vrancea respectiv. Va fi extins frontul de captare Babele, sursa actuală a sistemului Odobești, unul foraj. Vor fi construite noi rezervoare de magazinare în Cârligele, Ureavu, Ruginești, Dumbrăveni, Jareștea și Străoane. Vor fi realizate o stație de tratare sistem apă la Ruginești, o stație de clorare la Scânteia și o stație de clorare de aducțiune zonală la Odobești. Vor fi edificate două rezervoare pentru aducțiunea zonală Odobești, da? În UAT, în unitatea administrativ-teritorială Cârligele, și un rezervor de magazinare în Tercheș pe raza unității administrativ-teritoriale Popești. De asemenea, vor fi realizate un racord la conducta de aducțiune zonală și o stație de clorare la Tercheș. Perioada de execuție a lucrărilor este de 38 de luni,
plus 36 de luni perioada de garanție. Sunt lucrări de o mare complexitate care vor îmbunătăți în mod vizibil calitatea vieții locuitorilor din zonele vizate. Aceștia urmând să beneficieze de apă curentă la standarde europene. Doresc să vă reamintesc faptul că finanțarea celei de-a doua etape a proiectului Vrancea-Acqua este asigurată prin Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM, 2014-2020, valoarea totală a investiției fiind de 941 de milioane de lei RON, respectiv 207 milioane de euro. 85% din această sumă este asigurată din fonduri europene, 13% din subvenții de la bugetul de stat, iar 2% reprezintă contribuția de la bugetul local. Perioada de implementare al proiectului regional este 2018-2022. Am mai spus acest lucru și o repet. Acest proiect de mare importanță plasează Vrancea printre cele mai evoluate județe ale României în ceea ce privește alimentarea cu apă și trebuie să fim mândri de acest lucru. Am văzut și în ultima perioadă niște minți obosite rău prin ziarele din județul Vrancea care fac comparații între județul Vrancea și județul Constanța. Stimați colegi, dragi cetățenii județului Vrancea. Este aberant să facem asemenea comparații în condițiile în care Vrancea beneficiază de cele mai mari subvenții aproape în ierarhia județelor țării prin banii aduși prin eforturile administrației publice județene în județul nostru, pe de o parte, și pe de altă parte, să compari Vrancea cu Constanța este ca și când ai compara, să spun așa, Cotești cu Londra. E același lucru, pentru că Constanța, am spus-o și o repet, tuturor celor care vor să audă. Eu sunt mândru de toți cei care au investit în Vrancea, sunt mândru de toți cei care și-au dezvoltat afaceri în Vrancea, sunt mândru de toți cei care au dezvoltat activități economice în Vrancea. Iar Vrancea are un potențial foarte mare. Când va exista infrastructură, autostradă și aeroport, atunci unde spune o vor sosi, probabil, și investitorii mult așteptați de unii sau de alții. Până atunci ne descurcăm pe speze proprii. Constanța este port la Marea Neagră, deține aeroport și mai mult decât atât, deci beneficiază de autostrada București-Constanța, autostrada Soarelui. Eu zic că băieții ăștia cu mintea înfierbântată să-și vadă de treburile lor și să caute prilejuri de a sprijini județul Vrancea și de a ajuta unitatea administrativă teritorială a Vrancea, nu de a o critica în permanent și a o critica într-un mod absolut fals, pentru că așa cum am spus-o și eu repet, eu și colegii mei suntem mândri de județul nostru, de ceea ce am putut realiza în el până în acest moment și de ceea ce urmează în realitate să realizăm la nivelul județului Vrancea. Vă mulțumesc! Eu zic să semnați contractul. Da. Dați că le schimb eu. Să fie prin ceas. Felicitări, să fie într-un ceas bun. Mult. Bun la treabă.